Întâlnirea amicală de fotbal vineri seara pe stadionul din Port, acolo unde au intrat pe teren pentru două reprize la 25 de minute. Echipa Dunărea Giurgiu și Olt Dunărea. Varianta Olt ce amintește de echipa condusă cândva de Sandu Pantazi. Partida a fost un prilej de a se mai dezamorți pentru cei care au lăsat fotbalul mai la o parte. Iar pentru seniorii de la Dunărea se poate spune că a fost un nou meci de pregătire în vederea participării în campionatul județean al Ligii a 4-a fotbalistice. Partida de astăzi face parte dintr-un lung șir de evenimente, așa cum ne-a obișnuit în ultima vreme domnul Sandu Pantazi. A fost inițiativa dânsului să disputăm o partidă de fotbal între Dunărea Giurgiu actuală și Dunărea Giurgiu, cei care au fost sub comanda dânsului la juniori 2 și ulterior juniori 1. Partida a fost una în care fiecare a jucat după posibilități, cum se spune la o asemenea ocazie, iar scorul final 4-4 este unul care ne arată că s-a alergat ceva cu acest prilej. Vom mai disputa meciuri amicale, deocamdată nu știm, nu au confirmat echipele cu care am discutat să vă pot spune un nume, dar sigur vom mai avea cel puțin o partidă amicală. Un meci amical, încheiat la egalitate. Sper să ne mai întâlnim și altă dată. În fiecare an aș dori. Și mult succes Dunării în competiția care urmează. Pentru Dunărea, vara a fost una bogată în evenimente, echipa giurgiuveană susținând un număr record de partide amicale în vederea pregătirii pentru sezonul competițional.